dragi telespectatori, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu și în această duminică alături de dumneavoastră, la o oră extraordinar de vârf, pentru a ne savura împreună cafeluța sau ceiucu, fiecare după suflet, ceea ce își dorește. Sunt fericită și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră aceeași fericire pe care eu o am în sufletul meu. Vă spuneam ca de fiecare dată această emisiune cred că ajunge la sufletele dumneavoastră așa cum trebuie, pentru că nu întâmplător vă spuneam poveste cu cântec Neauș numai de aici, de la Etalon TV. Dragii mei, ca de fiecare dată încerc să aduc alături de mine și în fața micilor ecrane, ca dumneavoastră să puteți vedea și să petreceți împreună numai cu oameni de calitate și oameni care, într-adevăr, sunt dispuși să vă facă dumneavoastră viața frumoasă. Și de ce nu și mie? Pentru că, într-adevăr, trebuie să te simți fericit, nu? Și oamenii de lângă tine te fac să fii așa cât mai energic. Depinde ce energie emană cei de lângă tine. Se spune că de fiecare dată trebuie să ai lângă tine oameni care vor ceva de la viață și au o energie pozitivă ca și tu, la rândul tău, să o preiei și să dai, bineînțeles. Primești, dai. Invers. Dai, primești. Dragii mei, vă țin așa în suspans pentru că știu că sunteți curioși să vedeți cine este astăzi în cadrul emisiunii Poveste cu cântec Neauș, Gina Căprucina, aplauzele dumneavoastră, o prietenă dragă sufletului meu și o solistă pe care dumneavoastră ați văzut-o în nenumărate rânduri. Bine ai revenit, draga mea! Mă bucur să fim cât mai des aici în cadrul emisiunii și cu siguranță că și tu îți dorești acest lucru și se și vede. Bună ziua, dragă Tatiana, mulțumesc pentru invitație. Bine te-am găsit sănătoasă și frumoasă. Mă bucur tare mult că sunt alături de tine aici în emisiune. Să zicem bună ziua și dragilor noștri telespectatori. Să știți, dragii noștri, că vă iubim și vă dorim tot binele din lume alături de cei dragi. Nici n-am putea exista, nici n-am putea fi aici dacă dumneavoastră nu ne-ați împărtășit iubirea și să știți că mulțumesc celor care sunt alături de noi, ne susțin și ne împing așa, ne dau efectiv elanul de a face cât mai multe lucruri frumoase. Împreună reușim. Așa se și spune. Unde-s mulți, puterea crește. Și dușmanul nu sporește, nu? Exact cum se spune și în imnul nostru și cu siguranță că nimic nu este întâmplător. Draga mea, eu chiar mă bucur că tu ești astăzi alături de noi și nu vreau să spun că sunt eforturi, dar totuși, ca să vii din schimbul 3 și să fii aici îmbrăcată, aranjată la o oră atât de vreme, cred că, totuși, dragii mei, este un efort. Și eu apreciez pentru că știu că și eu, la rândul meu, fac aceste gesturi minunate, dar când iubești cu adevărat publicul, cu siguranță că nimic nu este greu. Cum e, Gina? Da, așa este. Unde dragoste nu e, nimic nu e. Și ca să faci ceva frumos și plăcut pe inima telespectatorilor, trebuie să pui suflet în tot ceea ce faci și să iese bine, de calitate. Noi aici, cu siguranță că venim împreună cu dumneavoastră să împărtășim gânduri, să împărtășim informații și să învățăm multe lucruri, pentru că niciodată nu învățăm prea mult. Eu aveam o vorbă și o spun de fiecare dată când este nevoie. Ne trebuiesc două vieți, una să profesăm și una să învățăm. Da. Dar cum este numai una singură, trebuie să și învățăm, să și profesăm. Da. Așa că noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu când ne trezim dimineața și suntem așa cum suntem. De fiecare dată eu când văd oamenii, eu știu, puși într-o situație, vorbesc din punct de vedere al sănătății. Da, da. Că e cea mai importantă brățară de aur. Poți să ai orice, dacă nu ai sănătate, nu ai nimic. Cum e, Gina? Așa e. Suntem cei mai fericiți și cei mai bogați dacă suntem sănătoși. Și privilegiați, da, în același timp. Da. Iubiți de Dumnezeu și totul merge ok. Deci, Dumnezeu, dacă ne iubește, ne dă sănătate. Și dacă avem sănătate, avem totul. Așa este. Nu este greu să oferim puțin. Și mă refer la dragoste. Da. Noi între noi trebuie să ne iubim. Noi suntem frați cu toții. Da. Pentru Dumnezeu suntem copii,
copiii lui Dumnezeu și iar noi la rândul nostru suntem frați. Dacă ne-am iubi așa la maxim, se zice, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Exact. Deci... asta înseamnă că de multe ori mulți nu se iubesc pe ei și asta este mai rău. Trebuie să încercăm să ne iubim în primul rând pe noi ca să putem să... oferim. Sigur. Da. E ca și cum eu efectiv nu m-aș duce să mă spăl pe mâini și cer celui de lângă mine ceea ce nu fac eu. Dar ar fi multe lucruri frumoase aici, nu numai că se cântă, trebuie să știm și să ne informăm unii cu alții. O să vorbim multe lucruri frumoase, dragii mei, pentru că și invitații care vin aici, pe lângă faptul că știu să cânte, sunt tot oameni și au multe lucruri frumoase de împărtășit, și bune și rele. Viața este mai mult cu rele, dar noi ne facem viața frumoasă. Da. Cum e, Gina, să împarți și servici și tu mai până ieri ai terminat și studiile, să zic așa, ai fost la studii superioare și nu cred că este foarte simplu. Eu spun din punctul meu de vedere și din această cauză vreau să îmi tipăresc așa multe cunoștințe și să mai văd și de la alții, să mă încurajez eu, că de fapt sunt oameni mulți care vor să facă multe lucruri frumoase în viață și se sacrifică. Tu ești una dintre acele persoane. Da, dragă Tatiana, dacă vrei cu adevărat, poți să reușești și să lupți, să ajungi acolo în vârful piramidei. Deci, suntem ca pe front zi de zi. Trebuie să ne luptăm cu viața și să facem ce e important, lucruri mari, numărunte, că nu ai timp și nu trebuie să faci lucruri mărunte, numai lucruri mari și ceea ce se merită. Dar dacă vrei să faci, faci. Nu există imposibil, nu există nu vreau, nu există nu pot. Deci, pui suflet în tot ceea ce faci și reușești. Sigur. Te ajută Dumnezeu, Dumnezeu te și încearcă, Dumnezeu te și întărește și îți dă putere să realizezi tot ce îți dorești tu. Exact. Da, este mâna lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu facem nimic. Nu. Și mai ales când urci treaptă cu treaptă, satisfacția este maximă. Da, da. Ai văzut că și atunci când urcăm treptele la apartament sau unde stăm noi acolo la bloc sau și la casă, orice locuință are scări, este atât de plăcut și atât de frumos când ajungi în casă, e satisfacția aia maximă, că ai urcat așa treaptă cu treaptă. Foarte frumos. Și este foarte greu, de ce să vorbim, că toată lumea știe, cei care muncesc și au muncit din greu, știu că nimic nu se face fără sacrificiu și fără lacrimi pe obraz, așa se și spune. Obrazul subțire cu cheltuială se ține, dar e frumos. Și mai târziu te povesti nepoților. Se spune că poți să fii tu cine ai fi, poți să fii cu mir în frunte. Dacă n-ai ce povesti, nu ai câștigat prea multe. Și este destul de interesant. Viața este o scenă, iar noi suntem niște actori. Nu întâmplător, marea noastră artistă, Dumnezeu s-o ierte, Laura Stoica, care, din păcate, ar fi bine să se vorbească și de cei care sunt acolo la cer, dar știți cum e. De multe ori, cât ești întreabă, toți te întreabă. Când nu mai e, la revedere. Spunea un actor grăbit care spune replica și apoi a plecat. Da. Așa este. Dar haideți să vorbim lucruri frumoase și să cântăm și să încântăm, dragii noștri, pe dumneavoastră. Pentru că Gina are niște melodii foarte frumoase și numai de dragoste. Dar apropo, de ce numai dragostea predomină în cântecele tale? Iubesc foarte mult. Mulți și eu, de ce să zic, despre copii, despre... Dacă nu iubești, nu poți să compui, nu poți să cânți. Când cânți piesa, trebuie să o trăiești, că altfel se vede. Deci nu, fiecare piesă este o poveste. Nu poți să o compui până nu ai o poveste, ai ceva de spus. Ori povestea noastră, ori din povestea altora. Da, eu pe cântele mele. Da. Unde nu e dragoste, nimic nu e. Deci... nici iarba nu crește până nu te uiți cu drag la ea, așa, să-i dăruiești din sufletul tău așa o putere să crească.
Și ciorbica, dragele noastre, da, și da, dragii da. Noștri, că sunt și bărbați, da. Atâția pe care îi știu eu, care bucătărisesc numai. Deci nu iese bună dacă nu pui suflet. Mai ales la prăjituri, dacă te apuci de cozonaci și nu ai dragostea și dragul ăla de a-i frământa, de a-i face, nu ți ies. Deci nu mai faci dacă nu ești pregătită pentru... Da. Și la orice, dacă nu pui suflet și n-ai dragoste în tine atunci când faci lucru, nu iese. Dacă pui suflet și dragoste, iubire, iese totul perfect. La superlativ. Da. Dragii mei, în aplauzele dumneavoastră o să o invit pe Gina Căpruci să vă cânte și să vă încânte cum numai ea știe. Cu mare drag. De ce nu te-am cunoscut, măi?
plecat mai de mult. Nu știam ce-i supărarea și mi-a lina inima ră. De ce nu te-am cunoscut, măi, plecat mai de mult. Nu știam ce-i supărarea și mi-a lina inima ră. Ține, Doamne, ține bine pe nehicuța lângă mine. Să știu și eu că trăiesc, măi, lângă puiul ce-l iubesc. Ține, Doamne, ține bine pe nehicuța lângă mine. Să știu și eu că trăiesc, măi, lângă puiul ce-l iubesc. Și fii tu păsărea, măi, aș ține-n inima mea. Te-ar fi dragoste o floare, aș ține la cingătoare. Și fii tu păsărea, măi, aș ține-n inima mea. Ține-l, Doamne, ține-l bine pe nehicuța lângă mine. Să știu și eu că trăiesc, măi, lângă puiul ce-l iubesc. Ține-l, Doamne, ține-l bine pe nehicuța lângă mine. Să știu și eu că trăiesc, măi, lângă puiul ce-l iubesc. Ține-l bine pe nehicuța lângă mine. Să știu și eu că trăiesc, măi, lângă puiul ce-l iubesc. Ține-l, Doamne, ține-l bine pe nehicuța lângă mine. Să știu și eu că trăiesc, măi, lângă puiul ce-l iubesc. Te invit aici lângă mine, Gina. Am ascultat cu urechile și am privit cu ochii, dragii mei. Să știți că sensibilitatea Ginei mai rar o întâlnești. Trăiește acele clipe și nu interesant, adică când spune de pui sau când spune că lângă puiul ce-l iubești, adică îl vezi și pe pui, vezi și trăirea respectivă. Asta înseamnă să iubești, să iubești cu adevărat. Cu adevărat. Dar de obicei, atunci când iubești, ești și iubit. Da. Deci, tot ceea ce se spune nu este nimic întâmplător, exact cum îmi place mie să spun, pentru că așa este. Oferi și primești. Da. Asta este legea compensației. Și de fiecare dată, să zic prin absurd, mai sunt și eșecuri în viață. Da, mai sunt. Normal, dar... Dar parcă dacă ar fi în permanență, ai văzut, dacă toată ziua friptură, parcă mai vrei, frate, și o varză, mai vrei și ceva. Ar fi prea monoton să fie numai bine, sau, mă rog. Orice om în viață consider că are și. Nu vei avea nu? Sens viața. Exact. Deci... Uite, de exemplu, eu mai aud persoane, mergând așa în foarte multe locuri, normal că am tangențe și cu foarte mulți oameni, și spun, dom'le, știi, de fapt, eu am totul. Am ajuns la apogeu de a avea totul, am făcut totul în viață și la vârste foarte crude, adică să zic. Niciodată să nu zici asta, deci nu. Zi de zi vezi de la viață câte ceva și zi de zi... Mai amplifici sau simplifici? Da, corect. Dar mai mult amplificat, pentru că nu știi niciodată de toate sau mult. Da. Exact cum spuneam eu, îți trebuie o viață să înveți și o viață să profesezi în orice domeniu. Da. Și nu e bine doar că știu eu să cânt și atât. Nu. Pentru că e și faza asta, dom'le, știu să bat un cui, dar să-l bat bine. Nu. Adică trebuie să știi din fiecare câte ceva, să nu te trezești în fața faptului împlinit și să ți se adreseze o întrebare, pur și simplu să stai așa, ca mutul, știi? Să te uiți ca mutul la pițuri, că eu am o expresie a mea frumoasă pe care o folosesc.
Și chiar este adevărat, adică stăm să ne uităm unii la alții că de fapt nu înțelegem, domnule, în ce limbă vorbește creștinul respectiv, știi? E frumos să te informezi așa din viață, că nu le faci tu la înălțime, da, dar să fii curios și să intri așa în mai multe domenii. Cum privesc, Gina, colegii tăi? Cum te privesc așa? Am zis că sunt o luptătoare, deci știu ce vreau, cum vreau, când vreau și mă apreciază și sunt, cum să zic eu, sunt iubită. Dacă eu ofer dragoste și iubire, normal, cu toată lumea mă iubește și eu iubesc toată lumea și totul e ok. Totul este ok. Noi ne facem viața frumoasă. Da. Se spune că trebuie să noi să ne iubim în primul rând. Exact cum spuneam. Mai sunt și obstacole, ne mai încearcă Dumnezeu ca să prețuim binele care ne-l dă după aia. Deci, da, ne încearcă, ne și întărește. Deci amândouă dată. Da, eu știu cu ce mă îmbărbătez în momentul când, bine, eu vreau să vă spun că poate am fost o fericită și cu siguranță că ce mi-am dorit că am ajuns să mi-o ofer. Este bine să nu pui niciodată în balanță acea picătură care, eu știu, din ocean. Adică să iei oceanul cu totul. Știi? Să vezi partea plină a paharului. Da, pentru da, că da. Și un pahar gol, tu trebuie să-l vezi plin. Corect. Ca să fie frumos. Autosugestia, da. Da. Dar să știi că totdeauna consider că oamenii care sunt încercați, sunt iubiți la maxim de Dumnezeu, da, 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 și da. Nu le dă decât cât pot să ducă. Da, da. Adică putem să ducem foarte mult. Da. Trebuie să ne îmbărbătăm cu acest lucru. Și eu atât de mult iubesc femeile, de când eram micuță am iubit femeile luptătoare. Da, bărbătoase, da, da, domne. Da, da, da. Adică n-avem nimic, uite, ca și bărbații. Sunt bărbați foarte mulți care fac o mâncare, pregătesc o mâncare extraordinar de bună. Bucătarii de săvârșiți. Adevărat. Da. Dar este frumos să ne iubim. Cel mai frumos când plutește iubirea în aer. O să ne cânti și să ne mai încânti tu, pentru că în cântecele tale și în transmisiunea ta, așa, eu cel puțin simt o liniște sufletească. Da, simt totul de bine. Așa că o să te invit să mai cânti și să ne mai încânti. Atât pe mine, cât și pe publicul telespectator. Dar după pauza publicitară, dragii noștri.